Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Ocean Horn. Nu o să stăm să-i zicem tot numele pentru că este imens. Ah, ok, deci iconița asta înseamnă de fapt un cufăr deschis. Aveam impresia că înseamnă... Seamănă cu o dischetă, de fapt. Ia uite, pare să că trebuie să ne ducem aici pe hartă. Hai să vedem dacă reușim. Am uitat, bineînțeles că am uitat complet. Să instalez ăsta. Zic controllerul. Unde trebuie să mă duc? Aici? Păi, dar nu am cheie pentru acolo, dude. Ok. Hai să vedem așa ca idee. You need a master key. Păi, exact. Oare dacă mă duc la... zi... la moșulică în timp ce doarme, pot să-i fur? Iau de space. Moșulică, tati, nu vrei tu să-mi dai un master key? Du-te la punctul de veche, lookout, și vină la mine dimineață. Okay. Păi și unde puii mei e punctul de veche? Au. Hello. Da, știm. Cunoaștem. Unde-i frățică punctul de veche? Care-i punctul de veche? Checkout. Iarbă. Dar de ce sunt ascunse monezi prin iarbă? Nu înțeleg. E cineva care tot pică acolo? He. Bun. Nu știu dacă mă duc aici iarăși, se întâmplă ceva diferit. Știți aia cu definiția nebuniei? Să face același lucru. Asta nu era pe aici. Am fost pe aici? Bă, am fost pe aici. Hello. Ok. Da, uite, am pus aici aia. Perfect, am fost la cufărul ăsta. Space dash. Aici nu cred că am fost. Deci am găsit o intrare. E fast blade, ce? Am găsit o intrare ciudățică. Ok, și doar atâta? Ok. Uite, da. Deci ce trebuia să fac? Trebuia să intru pe aici. Trebuia să... Ai, cât o colire. Cred că mai pot să mai mulc o dată la cuvărul ăsta aici. Ăsta era, mă, cuvărul ăla de-l căutam? Am găsit master key-ul? Nu. Rustler Crystal. Ai, eu am de 25 XP. Bine, mă, bravo. Nu, dar serios acum... Da, trebuie să mă duc iarăși pe aici la naiba. Pentru că am numai un dash, n-am și un jump. Bine, mă. Bine că e scurt aici ideea asta. Ideea asta, zi, trecerea asta. Așa. Helmix picnic spot. Ok, și aici ce trebuie să se întâmple? Braf. Pot să iau și scaunelul? Da. Braf. Păi și aici ce se întâmplă? Lookout. Lookout. Ăsta e lookout-ul. Go to bed. Yeah. What the hell? Cine e, mă, dubiosul ăsta? De ce s-o uită dubios? Eu, te fii atent. Următoarea dimineață. Sau dimineață. Ia uite că și muzica s-a schimbat.
Bine, bă, băieți, bă, bă, nu vă bateți, mă, jur de mine, halul ăsta. Da, deci nu m-am dus bine. Nu m-am dus unde trebuia. Ia uite-i, ia uite-i! Uuuu! Fugi, fugi, fugi! Nu vreau asta. Du-i să știe! Be gone, you devils! Bineînțeles că m-a atacat ăla din spate. Mulțumesc, puștule! medalionul cred că a atras aceste creaturi întunecate. Exact cum s-a temut și tatăl tău, monștri și forțe ale răului au deranjat echilibrul lumii. Ai de mine! Destinul tău este legat de Ocean Horn, așa cum este precum și al tatălui tău. It is no use to hide. Nu merită să te mai ascunzi. Bine, mă. Păi și ne ducem să în lume sau cum? Scripturi vechi povestesc despre embleme sacre, relicve care ce? Their purpose was to maintain the balance of the world, but they lost their power in the catastrophe at the same time as Oceanhorn appeared. Clar. I believe that was no coincidence. Aha. To unravel the mystery of Oceanhorn, you must find out what happened to the sacred emblems. Deci ne trimite să găsim aceste embleme sacre pentru că și-a pierdut puterea cam atunci când a apărut și Oceanhorn. Deci e clar că ăsta le-a furat puterea. Emblema pământului. În deșertul Pirta. Care era de fapt odată o pădure magnifică. Ia uzi, populată de niște oameni păsări care acum au dispărut. Emblema oceanului. Emblema oceanului is a relic of their long past glory and former power. Clar, deci relicvele astea când și-au pierdut puterea au distrus și puterea, mă zi, popoarelor. Emblema soarelor era de aici, de la noi. Este timpul să-ți încep călătoria. Caută aceste embleme sacre. Este singura care de ajunge la Oceanhorn și ce? Stai că n-am mai apucat să citesc la naiba. Vei învăța despre insulele The Islands of Uncharted Seas, despre insulele mărilor necălătorite, așa, de la, din notebook-ul tatălui tău. În primul rând ar trebui să te duci și să vorbești cu oamenii de pe insula Tikarel. Ia această cheie. Acesta va deschide ușa către port. Unde este barca ta? Drum bun. Yeee, mi-a dat master key-ul! Ha, 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 fraiere, mă duc primul lucru și desfac la tine aici. Ia uite aici. He, 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 he. Hai. Ha, 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 ha. Ce mi-a dat? Be collect four of these to increase your maximum health. Deci trebuie să găsim 4 bucățele din astea ca să ne creștem sănătatea cu încă o aici. Am înțeles, trăiți. Mi-a dat cheia, mă, ești nebun. Stai că nu mai știu pe unde trebuia să ajung la... Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Așa, așa, așa. Pătă pe ăsta. Bravo. Ce vorbești, mă? Așa. Nu, mă. Și gata, atâta? Am ajuns la bărcuță și ne ducem cu bărcuța? Vrei să intri în harta lumii? Da, sigur, hai să intrăm pe harta lumii și să vedem unde trebuie să mergem. What? Can you hear? M-auzi, puștule? Sunt eu, călugărul. I can talk to you. Poate să vorbească cu mine printr-un... Bă, ai celular, clar. Hai, mă. Ok. Acolo unde să ajungem noi versus aici. Gata șef, păi și pot să mă mișc sau? Cum mă pot mișca? Vreau dublu vasă de, nu? Nu, cu zăgețele nu. What?
Select to travel. Ia uite. Vorbesc cu lumea. Aaa! Au și două mă orientează privirea. Și atât? What? Bă, ce pui mă? Păi tati, vreau să ajung și eu sus acolo. Da, dublu click, mă. Ok, dar ce stupid că nu mă lasă să controlez de aici. Ok. Ce-s alea? Vreau acolo. La cutiile alea. Pescărul și chestii, socoteli. Bă, frumușel. Frumușel jocul, ce pot să zic. Ia să vedem aici. Acolo. Hai, bagă mare. Space. Așa. Unde erau, mă, cufelele? Nu o să mai văd. A, erau pur și simplu să fie, am înțeles să treci. Fă-u ce face. Fă-u nu face nimic, nu? Space-ul nu face nimic. Ok, deci numai busola e pe click dreapta. Ia, tete, fii atent. Insule plutitoare. Bă, băiezo. Rugăminte la voi. Ignorați zgomotul făcut de vecini cu bărmașina. Așa, hai. Hai, hai. Ia unul din astea, butoaiele astea în pâinii mei. Nu? Așa că fac divers butaie pe mare. Bine, mă. Opa, stai așa, dacă mă ajut să mai aproape. Aici vrem să ajungem, nu? Yay! Am ajuns. What a wonderful little village. You know, this was the life I always imagined for myself. There's no time to rest though. I'll just ask for directions and move along. Asta e vocea personajului meu. Dragii mei, din păcate nu mai avem timp să ne jucăm foarte mult aici. Ok, deci trebuie să mergem pe la lume, să interacționăm pe aici. O grămadă de căsuțe observ. Să zurăm că nu se spără nimeni dacă intrăm acolo. Așa. Dar asta o să facem noi în episodul viitor. Așa că dacă ați stat cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, ajută foarte, foarte mult. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Bună seara, București! Bună seara, România! Artificii! Pe data viitoare!